Agenția pentru Protecția Mediului Alba organizează mâine de la ora 12 o acțiune de ecologizare în cartierul Lumea Nouă, zona Talcioc din Alba Iulia. La ecologizare participă și studenții ai Cercului de Inginerie a Mediului de la Universitatea Antidecembrie Decembrie 1918 Alba Iulia. Acțiunea este organizată în parteneriat cu Primăria Municipului Alba Iulia, Instituția Prefectului Alba, Consiliul Județean Alba, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba și Societatea de Salubritate din oraș. Scopul acestei acțiuni îl reprezintă firesc ecologizarea acestui areal intens poluat de activitățile antropice din zonă, dar și conștientizarea cetățenilor în spiritul unui comportament prietenos față de mediu. O astfel de acțiune îi ajută pe oameni să realizeze că problemele de mediu generate de activitățile cotidiene în zonele locuite nu trebuie să afecteze sănătatea umană, confortul și mediul Conjurător. Calitatea mediului înconjurător este prezentă în viața noastră prin efectele sale asupra sănătății oamenilor. Calitatea vieții depinde în primul rând de noi. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem lăsa deșeurile pe stradă la voia întâmplării. Strada trebuie să fie oglinda cartierului nostru, a orașului în care locuim, a declarat Mihaela Mihdehelean, director al Agenției pentru Protecția Mediului Alpa.